între Luca Soreanu și Adam aici. Iulia Sandor, Daniela Ana. Și Manu, unde este? Manu. Da. Și mai este Ana Maria Mur, care nu este acum cu noi, dar este cu gândul la noi. Și ne face mare bucurie să vă urăm bun venit la o serie de acțiuni care sunt vizionări de film, picnicuri în niște locuri mai puțin știute sau un pic de lăsate din orașul nostru, pe care le-am descoperit împreună și pe care vrem să le revitalizăm. Mâine avem un picnic în Parcul Feroviarilor de la ora 12 și vă așteptăm cu drag și la picnic. Și ce ne aduce împreună și ce ne-a animat în lunile care au trecut a fost ideea de urbanism participativ. Deci cum anume reușim ca locuitori ai orașului să luăm deciziile împreună, să coabităm spații, să reamenajăm chiar spații. Unul dintre proiectele noastre este chiar un soi de reamenajare urbană. Ne-am ales un spațiu pe care sperăm să, împreună cu, cu locuitorii în acel spațiu, și prin exerciții de urbanism participativ, să îl reimaginăm, să îl reinventăm. Și proiectul GAS-ului și proiectul la care ia parte și atelierul de urbanism este Cluj 2030, viziune și practic. Așa se numește proiectul mare în care sunt incluse toate aceste acțiuni. Și astăzi vă invităm, este prima vizionare de film, este într-un fel un mic experiment, pentru că vrem să știm dacă ne mutăm jos, unde avem mai multe locuri, dacă suntem destui pentru sala de jos, să o umplem. Și încă o dată ne bucurăm că sunteți alături de noi, le mulțumim și gazelor noastre de la protocol și vă invităm să urmărim împreună documentarul Urbanized de Gary Hustwit. Și în, după documentar sperăm să rămâneți alături de noi și să discutăm exact temele pe care le lansează documentarul acesta și să ne gândim împreună la ideea de urbanism participativ și cum anume temele, ideile, lucrurile pe care filmul le aduce ne fac să, să ne gândim la, la orașul nostru, la Cluj. Mulțumesc frumos și vizionare plăcută! Cities today have been doing the same thing that they've done for 3, 4, 5,000 years. They've been the place where the flows of people, the flows of money, the flows of goods have coalesced. Multidisciplinare, în care avem tot felul de viziuni, de opinii, nu? De perspective care se reflectă într-un anume design. Dar aici mi se pare că e o bifurcație importantă și că practic în, în cursul filmului pentru mine au fost vizibile nu știu, noțiuni mai mult sau mai puțin profunde sau substantive de urbanism participativ. La un moment dat, dacă rețineți exemplul acela cu casele sociale, în care arhitectul ne povestea despre ideea sa de urbanism participativ și despre cum i-a lăsat pe oameni să aleagă între încălzitor de apă și vană.
Și ei, pentru că nu au mai, n-au avut și condițiile lor de locuire nu le-au permis, au ales cei mai mulți dintre ei vana. Și într-un fel e frumos că au avut o alegere. Dar vedeți cum este o alegere foarte structurată. Deci this would be deci ar fi un fel de thin participatory design sau urbanism participativ în care alegi într-o structură dată. Pe când ceea ce încercăm noi prin spiritul acțiunii din care suntem parte, e cumva să avem o idee de urbanism participativ profund sau substantive participatory urbanism, unde practic vă invităm și locuitorii unui oraș, indiferent cât de experți sunt oricum experți în locuire, asta e clar, deci indiferent cât de experți sunt sau nu în chestiuni de urbanism, de peisagistică și așa mai departe, ei să intervină și să fie prezenți la partea de imaginar social. Deci să se vadă reflectați în mod profund, în modul cum se iau deciziile, nu? Și să fie tot felul de negocieri complexe, implicând actori care au poziții oarecum egalitare în negociere sau egale unele cu altele. Deci asta e foarte greu, bineînțeles, de făcut, dar practic asta vrem să vă întrebăm și pe voi. Cum vedeți asta în Cluj? Știu eu, experimente de succes sau, nu știu, colțuri sau bucățele de experimente de succes cu o componentă participativă de care vreți să ne spuneți sau pur și simplu idei. Ce vă trece vouă prin minte în legătură cu... pentru că dacă sunteți aici, sigur sunteți interesați de ideea de urbanism, de participare în rescrierea, în regândirea, în reconfigurarea spațiului urban. Și atunci vă invităm să ne spuneți gândurile voastre despre, nu știu, o bucățică din vecinătatea voastră sau un proiect pe care l-ați început, a mers, nu a mers, ați experimentat cu el, nu, din nou, a funcționat, n-a funcționat. După care vă mai spunem și noi despre cum încercăm să facem lucrurile și experimentul nostru... apropo de thin și less thin, experimentul nostru a început azi așa puțin, dar continuă mâine la picnic, în timpul picnicului din parcul feroviarilor, ca să fie lung toată ziua, de la 12 până când reușim să stăm, până la 7, nu plouă? Stăm. Păi și mai mult, cât vrem, da. Și în care avem tot soiul de activități, printre care cea centrală este exact regândirea împreună cu artiști, urbaniști, arhitecți, să regândim o zonă care este subject to rethinking. Deci asta e ideea, că problema regândirii sale este actuală, deci este în curs de regândire. Și atunci noi ne-am gândit să intervenim exact în acel curs al regândirii, și acolo, la locul faptei, să vedem cum ne putem reimagina zona, dacă vreți, ce vrem de la parcul respectiv, ce este, ce poate fi pentru noi, cum vrem să reimaginăm. Dacă vreți, e o variantă mai complexă și mai fluidă a exercițiului acela cu sticăre. I wish this was... Da. De, și acolo rezultatele erau mai mult sau mai puțin amuzante. Da, și fost exercițiul. Apropo de exercițiul ăsta cu sticărele, da, anul trecut. La coaliție, da. Cu parte, da. Exact, pe parte. Eu nu eram, am luat cu parte. Dar și fix la celeași de ziua. Fix. Da, da, da. Nu, nu. Și cromatică și tot. Se luă după noi. Da. Da. Gata, am zis destul, acum spuneți voi. Da. Da, vreau să preiau de unde ai început tu, dar să structurez un pic altfel discuția și poate să încep o mică critică pe care cred că fiu voia să o transmită, și anume cea de coautorat. Spuneai că nu e niciodată un autorat clar în toate formele astea de urbanism participativ care ne-au fost prezentate aici, dar eu cred că
se profila ideea cum că întotdeauna un autor trebuie să fie utilizatorul sau cetățeanul și era introdusă separarea asta care se întâmplă în general în orice proiect de urbanism între expert sau autoritate și city users. Asta era expresia folosită. Critica lumea este în fiecare ultima vineri din luna și să blocăm tot traficul din Cluj. Aș fi de acord. Să ne întâlnim 20 de oameni și să blocăm niște bulevarde. N-am mai făcut treaba asta cu Doho și cu alți prieteni în trecut. Deci, hai să facem, ca să vedem cum reacționează primăria și autoritățile. Dacă facem așa, dată la, pe an, când ne trezim că e ziua mediului sau că nu mai știu ce zi e... Sau cei de la clubul de cicloturism. Bine, alea nu sunt de blocat traficul. Acum nu poți bloca traficul. Când ești, când faci o marș ilegal, nu ai un coordonator. Știu că în Olanda așa au început cu manifestări de genul și până la urmă s-au adunat foarte mulți bicicliști și atunci au putut să ceară piste de biciclete care să fie protejate, cum ați văzut.